Bun, găsit! Din nou împreună la întrebări complicate, răspunsuri adecvate. Suntem înconjurați de lumea virtuală, care a apărut de vreo 20-30 de ani. Această lume, vrând-nevrând, a pătruns și în ce privește lumea spirituală. Astfel că ne întâlnim, în anumite cazuri, cu o predilecție a unora înspre participarea eminamente virtuală la biserică. Pentru a răspunde la întrebarea e suficient să fi parte dintr-o biserică virtuală, stăm de vorbă cu Nisti Popa, pastor al Bisericii Baptiste Betlem din Hatzeg. E suficient să ne mărginim experiența spirituală la urmărirea unui program religios pe internet? Clar că nu. Pe de altă parte, e clar că nu poate să fie exclusă și varianta aceasta. Ea face parte dintr-o experiență integrală și care eu spun, este de ajutor și de folos în vremurile noastre. Probabil soluția la uh, vizitarea unor biserici de la distanță. Uh, însă e clar că uh, exclusiv participarea virtuală nu aduce niciun folos bisericii lui Hristos și celui care urmărește obsesiv programele pe internet online în mediul online. De ce spun asta? Pentru că uh, biserica este Unitară, este o unitate deplină și interacțiunea este absolut necesară. Dacă vreți, putem să punem lornionul, lornionul interesului inclusiv pe lumea de afară. Și uitați-vă că în momentele cheie, ei se adună împreună, da? ei se adună, stau împreună, interacționează. Deci, pornind inclusiv de la experiența lor și la experiența de a fi om în general, este absolut necesară interacțiunea umană. Dar, Mare atenție, interacțiunea aceasta nu trebuie să fie nici obsesivă, pentru că biserica nu este un club social și nu este nicio uh, uh, colectivitate de asistați sociali care permanent trebuie supravegheați, asistați, urmăriți. Iar pe de cealaltă parte, nu cred că divertismentul ar fi soluția pentru biserică o interacțiune pro-divertisment. Însă interacțiunea este necesară pentru că noi suntem ființe umane. Și pentru că suntem ființe umane, ne exprimăm relațional și este absolut necesar să stai față în față și să simți fiorul părtășiei. De asemenea, dacă luăm în considerare că fiecare are o contribuție majoră la întâlnirea aceea, atunci partea exclusă va vătăma Biserica de o părtășie integrală, partea care lipsește, partea absentă. Prin urmare, vom rămâne sărăciți de experiențe integrale dar și Duhul Sfânt în momentul în care vine în mijlocul bisericii te face să simți, poate nu neapărat la fel de mult cum ar simți un om care stă pe fotoliu în fața unui televizor urmărind așa relaxat un program de biserică. Deci eu aș merge pe ideea asta. Dumnezeu ne vrea în comuniune, Dumnezeu este prezent acolo, în mijlocul nostru și simt fiecare contribuție în parte, o simt și am nevoie să simt lucrul acesta. Și în cele din urmă, cel care lipsește poate văduvi de experiența integrală o în biserică întreagă, cu darul lui, cu ceea ce Dumnezeu l-a capacitat să poată folosi în interesul bisericii. Dar, mai am și paranteza aceasta, biserica nu este nici club social, în care predomină divertismentul și întâlnirea pro-divertisment, pe de altă parte nu este nici colectivitatea de asistat social, care trebuie urmăriți permanent, ci biserica își urmărește în libertate scopul de a se întâlni. Închei cu acea frumoasă observație în lumea teologică Faptul că termenul de sfânt nu este folosit la singular niciodată în Noul Testament, ci doar la plural, pentru că Sfințenia nu pot face individual, ci Sfințenia este de colectiv. Sfințenia este în ajutor și în relaționare cu ceilalți. Mă sfințesc și din pricina ajutorului pe care mi-i dau ceilalți. Așadar, Sfânta Scriptură ne cheamă la o comunitate și la interacțiune. Cel puțin 25 de versete din Noul Testament accentuează ideea aceasta unii pe alții. Rugați-vă unii pentru alții, purtați-vă sarcinile unii altora. Cum aș putea împlini aceste porunci dacă îmi lipsește interacțiunea? Biserica este chemată la interacțiune, prin urmare, la părtășie fizică împreună.